Un monument dedicat eroilor români căzuți în luptele din primul război mondial a fost dezvelit astăzi în satul Văsieni, raionul Ialoveni. Este de fapt o troiță distrusă de sovietici și reconstruită pe baza unui proiect descoperit recent. Monumentul care va aminti generațiilor viitoare despre curajul eroilor români a fost ridicat în urma unei inițiative a Asociației Obștești Monumentum cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Monumentul dedicat ostașilor căzuți în primul război mondial a fost amplasat chiar în centrul satului Văsieni, acolo unde s-a aflat troița ridicată inițial în anul 1938. Directorul adjunct al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a fost cel care a aflat în timpul unor cercetări că în această localitate a existat un monument care a fost distrus de sovietici în timpul celui de-al doilea război mondial. Este o replică pe baza respectivei schițe elaborată în anii 30 de către directorul școlii de meserii, ale cărei urme le vedeți în spate. Imediat după război a fost dărâmat de către sovietici și nu s-a păstrat nicio urmă, nicio fotografie a imaginei sale, doar schița respectivă unde este prezentat în forma care o revedem astăzi. Bunelul meu, din partea lui mama, povestie ceva de că așa a fost înmormântat. Un lucru extraordinar de frumos și trebuincios. Ia ca pentru tineret. Și dacă copiii și-ar da interesul să studieze istoria neamului nostru, n-ar fi atâtea dezbinări între populații. Monumentul a fost sfințit de un sobor de preoți în frunte cu preasfințitul Beniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Inaugurarea a fost o adevărată sărbătoare pentru localnici. Cinstim memoria eroilor români căzuți în războiul de reîntregire și prin acest eveniment de astăzi arătăm că noi ne respectăm istoria și ne respectăm înaintașii. Privitor la numele văsienenilor care au căzut în luptele primului război mondial, nu avem lista completă, avem doar o parte din acești eroi care au fost identificați de către Agenția pentru Știință și Memorie Militară de pe lângă Ministerul Apărării de la Chișinău și care au fost identificați în registrele păstrate în arhivele rusești. Acesta este cel de-al 60-lea monument dedicat eroilor români și refăcut la inițiativa Asociației Obștești Monumentum, începând din anul 2010.